Bună ziua tuturor! Astăzi vizionați o secvență video cu ultimele lucrări care le-am făcut eu și deci este vorba despre niște mici tablouri cu păsări în relief, deși cunoașteți pasiunea mea pentru arta în relief și de mult n-am mai filmat un video pe tema aceasta și iată, astăzi eu voi face-o. Mă numesc Aliona Vlad și sunt creatoare de bareliefuri, tablouri în relief, de accesorii și diferite articole din argilă polimerică. Deci, încep să vă arăt ce am făcut eu ultimul timp. Iată, acesta este un tablou, varianta albă, pasăre fericire. Eu iubesc foarte mult păsările și tot ceea ce ține de aripi, de libertate și am creat mai multe tablouri pe tema aceasta. Iată, acesta este primul. Acum vă arăt pe următorul. Iată încă o pasăre. Aceasta este pasărea Phoenix. Legenda spune că această pasăre, când vine vremea să moară, ea se renaște din cenușă și își trăiește viața încă o dată și așa la nesfârșit. Încă una tablou vă arăt acuși. Iată, aceasta este o lebădă albă. Toate aceste tablouri eu le voi tona puțin mai târziu. Încă nu am hotărât cum voi tona eu aceste tablouri, care și în ce gamă de culori, dar mi-a plăcut foarte mult cum ele arată, anume culoarea asta albă, chiar cum sunt ele acum, eu așa le-aș fi lăsat. Dar oricum le voi tona pentru că ca să fie mai multă expresie în ele. Acum vă arăt următorul. Următorul tablou este acest cap de vulture. Asta eu o cred cea mai reușită lucrare dintre toate acestea, mai este încă una. Anume, am combinat aici două tehnici. Am combinat argila polimerică, de exemplu, ochiul vulturului, și clanțul este din argilă polimerică, iar restul este pe bază de polimeri, numai că este acolo și adaos de gips cu celuloză. Iată, acest cap minunat de vulture, câtă seneție, câtă expresie este. Eu cred că în varianta tonată, când îi voi da puțină culoare, atunci va fi mult mai sper. Și încă un tablou. Iată acest tablou micuț, pasărea Phoenix, care se renaște. Aici, real, e arătat foarte bine flăcările de foc, anume cum ea se renaște, iată, dacă observați, aici se vede flăcările, dar chiar un picior e în flăcări și ea se renaște. Eu prin acest tablou am vrut să arăt lumii că orice s-ar întâmpla în viața noastră, chiar dacă am căzut cât de jos se poate, ne aducem aminte de legenda păsării Phoenix și ne renaștem din nou și ne ridicăm la stele dacă e nevoie. Și iată ce tablou s-a primit. Acest tablou mai mult poate fi folosit ca talisman, dar așteptăm să vedem în varianta vopsită. Eu o voi tona cu culorile focului și puțin ultraviolet voi pune. Iată, aceasta e tot ce am vrut eu astăzi să vă arăt și vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă doresc în continuare să fiți alături de mine și în alte videouri.